O fetiță de un an din localitatea Mogoșești, județul Iași, a ajuns la spital după ce a fost mușcată de urechi și de față de un porc din gospodărie. Micuța a fost transportată la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria. Reprezentanții spitalului au declarat că fetița a fost supusă unei intervenții chirurgicale și că în prezent starea sa este stabilă. Din primele informații, mama fetiței a lăsat-o pe micuță în grija unui frate în vârstă de 7 ani, iar ea a plecat de acasă. Poliția a întocmit în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală.